Salut prieteni și bine v-am regăsit la un video scurt. Astăzi vreau să vă arăt un senzor de la DSC, un PIR, un senzor de detecție de mișcare. Pentru cei care aveți experiență, voi îl știți deja și eu îl montez de foarte mult timp, dar pentru cei care nu sunteți la curent cu tot, ar fi bine să știți de această informație. De multe ori se întâmplă să aflați de el și să nu ziceți că nu ați știut. Este un senzor cu senzor care are incorporat atât parte de detecție la mișcare, cât și geam spart. Este foarte util pentru magazine, pentru zone vitrate, pentru zone unde aveți geamul foarte mare, pentru că de multe ori, până să intre hoțul în casă, de multe ori îți sparge geamul și atunci, practic, un astfel de senzor te poate ajuta. Haideți să vă arăt așa în mare ce are în interior, da? Și codul este LC102PIGBSS față de celelalte care sunt LC100PCI, da? Așa arată, practic seamănă chiar și cu cele care, dacă, pentru cei care nu știați, sunt acești tip de senzori, sunt și cu cameră video ascunsă, sunt unele modele cu cameră video ascunsă și cam așa arată, doar că acolo are și microfonul. Aici este microfonul care se vede aici, da? Arată la fel, aproape la fel ca și LC100PCI, da? În mod normal, Made in Israel. Sunt niște detectori foarte buni, ce îmi place mie pentru faptul că poți seta separat. Pare ca un senzor dual, nu este dual, dar spunem așa că are doi senzori incorporați într-unul singur. Deci, după cum o vedeți, avem 12V, alimentarea de 12V, avem tamperul T1 și T2, nu știu cât de bine se vede. Și bineînțeles avem PIR-ul, normal close și comunul și microfonul, da? Normal close și comun, deci practic aici alimentăm cei doi senzori care sunt incorporați. Deci practic putem să îi alimentăm și separat. Putem să alimentăm, de exemplu, eu optez în cazul de față ca acest PIR să-l pun instant sau să delay în funcție de poziția lui, dar la microfon îl pot seta 24 de ore bărcare. Asta înseamnă că în momentul în care poate este sistemul dezarmat, dar nu este nimeni aici și îmi sparge geam. Ca exemplu, am un geam în zona din spate, spre spate, dar nu e nimeni acolo și sistemul e dezarmat. Atunci acest microfon, da, acest senzor de geam spart, practic îl activez 24 de ore și atunci îmi protejează. Și bineînțeles o să găsiți aici tot felul de setări. Vedeți că avem și glass test și shock test pentru partea de testare, calibrarea PIR-ului, calibrarea geamului spart și calibrarea shock-ului. Da? Deci avem și parte de shock și parte de glass break. Foarte mare atenție pentru cei care montează în zonele unde aveți diverse obiecte care pot cădea pe gresie, ca exemplu. Noi se întâmpla să montăm prin benzinării sau prin alte magazine unde când scăpa câte un pix metalic sau ceva în jos, poate să-ți activeze alarma și atunci o să ai o alarmă falsă. Și bineînțeles, aici avem și o imunitate de animale, PET. Putem să punem să aibă imunitate de animale până la 25 de kg. Puls, audio, LED. Dacă vreți să aprindă LED-ul sau nu. Bineînțeles că restul de lucruri o să le găsiți și în manualul de utilizare. La fel cu poziție, cu setări și tot ce ai nevoie, modul în care el poate fi setat, da? Nu programat, că programat o să-l facem în sistemul de antiinfracție. Așadar, acest video este mai mult pentru cei care nu știau de acest model, pentru cei care știu de el de câțiva ani buni, să fiți sănătoși și să aveți de treabă. Așa că sper că această informație o să vă prindă bine și de ce nu să luați în calcul un astfel de senzor. De multe ori este unul bun pentru că nu trebuie să iei doi senzori separați. Practic ai un senzor care are și detecție de mișcare și geam spart. Practic pui un singur senzor orientat spre geam și poate să-și facă treaba liniștit. Așadar, prieteni, am făcut și parte de video pentru tehnicieni și
Vedem cum mai înaintăm și mai facem una alta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați, rămâneți pe fază.